Pacea Domnului, este o mare bucurie că noi am găsit timp să fim împreună și vrem ca în acest moment, dragii mei, ca să putem să intrăm în subiectul nostru de astăzi. Este un subiect care este foarte important. Vorbim astăzi despre masa cu pâine. Și în acest subiect mi-aș dori ca fiecare dintre noi să putem să înțelegem subiectul acesta. Atunci, înainte să începem această lucrare, mi-aș dori ca noi să putem să înțelegem acest adevărul în mod clar. Atunci, pentru noi să intrăm în subiectul acesta, hai să genuncăm pentru rugăciune. Tata nostru care este în cer, acum am găsit încă o dată un moment pe care noi putem să deschidem Biblia, să studiem din cuvântul Tău. Te rog, Doamne, zăbovește în mijlocul nostru, te implor, ca fiecare dintre noi să poată să înțelege acest adevăr pentru timpul nostru. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești interesat de noi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, să nu îngăduie pe mine să vorbesc lucrurile pe care eu vreau, dar să vorbesc numai de la Tine. Zăbovește în mijlocul nostru și scrie încă un nume în împărăția Ta astăzi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Dragii mei, vreau ca astăzi să intrăm în acest subiect, o călătorie prin sanctuar. O călătorie prin sanctuar. Vreau ca prin sanctuar. Dar astăzi noi uităm la masa cu pâine. Și uităm la cuvintele aceasta. Eu sunt pâinea vieții. Uitați, dragii mei, când noi intrăm la acest subiect, în primul rând, vrem ca noi să înțelegem că mesaj despre sanctuar ne arată nouă că există informația sau mesaj despre viața lui Domnul Iisus Hristos. Când El a fost aici pe pământ, a murit pe cruce și a înviat aici la Lidian, El a înviat, cum este scris în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3 și 4, și după aceea, săptămâna trecută, am vorbit despre faptul că Hristos a intrat în locul sfânt, nu în locul sfânt a sfintelor, în locul sfânt, găsim în Biblia Fidelă, în cartea lui Evrei, capitolul 9, versetul 12. Hristos a intrat în locul sfânt. Am spus că dacă este folosit exemplu Evrei, capitolul 9, cu 3, unde este scris că după a doua perdea, în loc care este numit preasfânt sau care este numit Hagia Hagion, adică vorbesc despre locul preasfânt, o să descoperă că chiar dacă Cornilescu traduce locul sfânt și se spune locul sfânt a sfintelor, nu este corect. De ce? Pentru că ar trebui să fie Hagia Hagion, că dacă era vorba despre locul preasfânt sau locul sfânt a sfintelor. De aia, dragii mei, noi știm că Hristos, când a înviat, a plecat în cerul, a fost înălțat, a plecat în cerul, a intrat în locul sfânt. Și am descoperit că din cartea lui Apocalipsa, capitolul 4 cu 5, 5 cu 6 și 8 cu 3 și 4, am descoperit că articolele pe care noi găsim în cerul la anul 95, după ce Hristos a murit la anul 31, articolele pe care noi găsim aici sunt articolele care sunt găsite în locul sfânt. Asta este foarte important pentru noi să știm lucrul acesta. Dar astăzi și două săptămâna viitoare o să discutăm doar despre lucrurile care sunt aici în locul sfânt. Și ce înseamnă aceasta? Ce semnifică lucrurile acesta pentru noi? Atunci asta să uităm la masa cu pâine. Ce înseamnă aceasta? În primul rând vreau să explic ceva. Masa cu pâine a fost pus pe partea de nord. Puneți lucrul acesta în minte, pe partea de nord. Și sfeșnic pe partea de sud. Și altar de temâie pe partea de vest. Și tu ai trebuit să intri din est către vest. Și vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, hai să intrăm direct în acest subiect, în cartea lui Exodul.
Exodul, capitolul 25, versetul 23 până versetul 30. Ce spune Biblia? Acum urmăriți-mă cu mare atenție. Uitați ce este scris. Aha. Să faci o masă de lemn de salcâm. Lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de un coț și înălțimea de un coț și jumătate. Mulțumesc! Uitați cum este scris. Ar trebui să fie așa. Vreau să pune o cum se zice, se pot să deseneze aici. Cum ar trebui să fie asta? Este scris că asta era masa cu pâine. Și aia ar trebui să fie cât de lung? Să faci o masă de lemn de salcâm, lungimea ei să fie de 2 coți. Ok, 2 coți, pentru că un cot egal 45 de centimetri, aceasta înseamnă că ar trebui să fie 90 de centimetri. Asta ar trebui să fie lungime, haideți, și cum ar trebui să fie lățime? Lățimea de un cot. De un cot, înseamnă că ar trebui să fie 45 de centimetri, aha. Și înălțimea de un cot și jumătate. Înălțimea de un cot și jumătate ar trebui să fie 67 de centimetri. Mm-hmm. S-o poliești cu aur curat. Ar trebui să fie cu aur, haideți. Și să-i faci un chemar de aur de jur împrejur. Da, aici ar trebui să aibă coroana în jur împrejur. Aha. Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână. Peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. Să faci pentru masă 4 verigi de aur și să pui verigile în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare ale ei. Mulțumesc! Ar trebui să existe aici 4 verige, adică 1, 2, 3, 4 și acolo ar trebui să pune un lemn de salcâm care a fost acoperit cu aur. Și aia a fost folosit ca să poată să ridică această altar, adică această masă cu pâine. Haideți mai departe. Mm-hmm. Verigele să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Da. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur și ei vor sluji la aducerea mesei. Să-i faci farfurii, cățui, potiere și cești ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat. Să pui pe masa pâinile pentru punerea înaintea ca să fie necurmat înaintea mea. Mulțumesc! Ar trebui să fie pus aici pâine care ar trebui să fie necurmat înaintea mea. Adică ar trebui să există rândurile de pâine care ar trebui să fie pus una asupra cealaltă. Acolo ar trebui să fie pus pâine. 6 pâine pe o parte, 6 pe cealaltă. Ok. Ai terminat până la versetul 30? Ok. Uitați, dragii mei, asta este ce noi găsim. Haideți mai departe să înțelegem cum era. În cartea lui Levitic, Levitic capitol 24, versetul 5. Cum era această masă cu pâine? Da? Să iei floare de făină și să faci din ea 12 turte. Fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Da? Să le pui în 2 șiruri câte 6 în fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea Domnului. Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine, ca aducerea aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. Mulțumesc! Aici ar trebui să există 2 șirurile de pâine. Una cu 6, cealaltă cu 6. Și acolo ar trebui să fie pus tămâie asupra acolo, ca să poată să fie miroase plăcute. Mulțumesc foarte mult! Haideți mai departe, până la versetul 7. Cum este scris? Mm-hmm. Ai citit versetul 7? Ok, haideți mai departe până la versetul 9. În fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului. Mulțumesc! În fiecare sabatul ar trebui să fie pus
pâine proaspete în ziua sabatului. Asta a fost pâine nedospită. Haideți mai departe. Cine a trebuit să mănâncă? Aceasta este un legământ veșnic pe care îl voi ține copiilor lui Israel. Și? Pâinile acestea să fie ale lui Aron și ale lui fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt. În o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Mulțumesc! Aceasta este o lege veșnică. Mulțumesc! Lucrul pe care noi găsim aici încă o dată este aceasta. Pâinea aceasta trebuie să fie mâncat de cine? De fiii lui Aron. Aron și fiii lui. Adică de cine? De preoți. A trebuit să mănâncă aceasta pâine. Ceva interesant este aceasta, dragii mei. Când a fost pus, Biblia spune așa, a trebuit să fie mâncat în fiecare sabatul. Întrebarea este, când a fost pregătit? Haideți în cartea lui Întâia Cronici. Întâia Cronici, capitolul 9, versetul 32. Întâia Cronici, capitolul 9, versetul 32. Când a fost pregătit aceasta pâine? Haideți. Și unii din fraților dintre Kehatiți era însărcinat să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Mulțumesc! Aceasta a trebuit să fie făcut în fiecare sabatul. Dar ceva interesant este aceasta. În fiecare sabatul, pâinea aceasta a fost pregătit. Dar în același timp, haideți în cartea lui Exodul. Capitolul 16, versetul 23 până 24. Orice altă pâine în orice altă zi, pâine normal, a trebuit să fie făcut. În sabatul nu era voie să fie făcut. Dar uitați cum este scris. Și Moise le-a zis Domnului. Și Moise a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Da? Faceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămânea. Mulțumesc! Adică a trebuit să fie făcut asta vineri, pregătire de mâncare normal a trebuit să fie făcut vineri. Dar această pregătire de pâine care a trebuit să fie pus la masa de pâine, asta a trebuit să fie făcut în fiecare sabat. Era făcut de preoți pentru că ei slujea acolo. Ceva interesant este aceasta, dragii mei. Noi trebuie să înțelegem că Hristos este întotdeauna la lucru de a salva pe oameni și în sabatul și în orice altă zi. Și vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, în sabatul a trebuit să existe pâine proaspete care a fost fabricat sau care a fost făcut în ziua aceea. Vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, această pâine reprezintă ceva. Haideți în cartea lui Ioan. Ioan, capitolul 6, cu 35. Ce spune Biblia? Ioan, capitolul 6, cu 35. Ce reprezintă această pâine? Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Mulțumesc! Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Biblia spune că eu sunt pâinea vieții, așa spune Domnul Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții. Adică pâine a fost pus pe partea de nord. Și Hristos spune că eu sunt pâinea vieții. Dar nu numai pâine a fost găsit doar în locul sfânt. Dar în fiecare zi poporul lui Israel a trebuit să mănâncă pâine din cerul. Cum este scris? Haideți în cartea lui Exodul, Exodul capitolul 16, versetul 15 și versetul 16. Ce spune Biblia despre pâine care a fost dat în fiecare zi? Aha. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul. Da? Ce este asta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană. Mulțumesc! Și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israelii au făcut așa și au strâns unii mai mulți, alții mai puțin. Ok, mulțumesc! Lucrul pe care noi am găsit aici este aceasta. Cuvântul mana seamnă ca ce este aia. Adică ei au mâncat din mâncare pe care abar nici nu știa ce este aia. Atunci era numit mana pentru că ei nu știa ce era. Dar ceva interesant este aceasta. Mana aceasta a fost dat în fiecare zi. Ceva foarte interesant. În fiecare zi. Și când a fost dat? Dimineața de vreme. Hai să citim la versetul 21. Versetul 21 era dat în fiecare dimineață. Cum este scris? Aha.
Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru haină, rană, și când venea căldura soarelui, se topea. Mulțumesc! Adică asta era dat când? La fiecare dimineață. La zorile de dimineață, înainte să răsară soarelui, acolo exista mana. Și ei a trebuit să trezește dimineața de vreme, să merge, să culege această mana. Și numai după ce ei au cules această mana, putea atunci să merge, să pregătește, să mănâncă acasă. Vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, dacă mana seamnă Domnul Iisus Hristos, atunci cum putem să mâncăm pe Domnul Iisus Hristos? Și Biblia spune așa, în cartea lui Exodom, capitolul 16, versetul 35. Uitați cum este scris. Pentru cât timp am mâncat mana? Să nu uitați, mana a fost pâine din cerul. Și pâine care a fost pus la masă cu pâine, era pâine nedospită, care tot așa arăta ca Domnul Iisus Hristos. Oameni buni, voi știți că când Domnul Iisus Hristos a fost pus, a trebuit să facă Sfânta Cina, ultima cina sau cina Domnului, a trebuit să folosesc tot același pâine nedospită, care tot arăta către viața lui Domnul Iisus Hristos, moartea lui Domnul Iisus Hristos, adică trupul lui Domnul Iisus Hristos era simbolizat prin această pâine. Și această pâine simbolizea pe Domnul Iisus Hristos. Dar există ceva mai important sau foarte interesant la subiectul acesta. Hai să citim cum este scris. Pentru cât timp a mâncat această pâine? Aha. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani, 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită. Ei! Au mâncat până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului. Mulțumesc! Aici 40 de ani a fost minune. Când ei murmura, când se bucura, când toate lucrurile se întâmplă, ei au primit hrana din cerul în fiecare zi, în fiecare dimineață. Și vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, și de ce Dumnezeu a dat această mană pentru ei. Hai să citim în cartea lui Deuteronomie. Deuteronomie, capitolul 8, versetul 3. De ce Dumnezeu a dat mana la ei? Uitați cum este scris. Aha. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mana, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Ok, și prin cum? Și cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Mulțumesc! Ascultați cum arătăția, dragii mei. De ce Dumnezeu a dat la ei mană? A fost o lecție. Ca ei să știe că omul nu trăiește, nu numai cu pâine, dar și cu orice cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul Iisus Hristos în cartea lui Matei, capitolul 4, versetul 4. Când Satan a venit cu șmecheria lui și a zis, schimbă aceasta pietrele ca să fie pâine. Și el a zis, nu, este scris că omul nu trăiește nu numai cu pâine, și cu orice cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, noi vorbim despre aceasta. Noi spunem pâine egal Iisus egal cuvântul lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, ce noi vorbim despre aceasta este așa. Uitați, la început, când cineva se convertește, se vine la Hristos, aici el se moare la altar de jertfă. Adică el, cum spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu eu care trăiesc, dar Hristos trăiește în mine. După aceea trebuie să vină botez la Lidian. Omul vine la Hristos și el este botezat. Ascultați cu mare atenție, este foarte important pentru tine să fii botezat. Dacă nu ești botezat sau dacă ești botezat în mod greșit, trebuie să fii botezat cu botez care a fost al lui Domnul Iisus Hristos. Botez prin scufundare. Trebuie să știi lucrul acesta. Și după aceea, aici în locul sfânt, unde Hristos a intrat în cerul ca mediator al nostru sau mijlocitor al nostru, acolo se prezintă jertfa lui, adică sângele lui în fața lui Tată. Noi aici pe pământ avem o lucrare de făcut. Care este lucrare? Aici avem trei lucruri pe care noi trebuie să știm pentru creșterea noastră spirituală.
avem nevoie de pâine, cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de altar de temie, înseamnă rugăciunea sfinților, avem nevoie de lucrarea misionari, care înseamnă ca sfeșnic cu șapte brațe, care a avut lumina în fiecare timp, pentru că toate lucrurile acestea ar trebui să existe dintr-o dată sau în același timp. Adică exista preot care a lucrat pentru ca să existe pâine în fiecare zi, să existe temuie care a fost ars pe altar de temuie, ca să existe și sfeșnic care a trebuit să fie întotdeauna aprins ca să poată să dea lumină. Dragii mei, vreau ca noi să înțelegem. Dumnezeu vreau ca noi astăzi să înțelegem de ce a fost masa cu pâine. Pâine egal Domnul Iisus Hristos, egal cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să știm lucrul acesta? Ioan. Ioan capitolul 1, versetul 1 până versetul 3. Haideți împreună. Ce spune Biblia? Ioan 1, versetul 1 până versetul 3. Da? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Mulțumesc! El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Da? Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Mulțumesc! Adică lucrurile pe care noi găsim aici este aceasta. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Toate a fost făcut prin El. Nimic care a fost făcut nu a fost făcut fără El. Haideți împreună versetul 14. Ce s-a întâmplat cu această cuvântul? Aha. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Hai. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurul născut din Tatăl. Întrebarea este, cine este aceasta? Domnul Iisus Hristos. Adică ce noi găsim aici este aceasta. Cuvântul s-a făcut trup. Și cine e aceasta trup? Este Domnul Iisus Hristos. Uitați, dragii mei. Dacă Domnul Iisus Hristos este aceasta cuvântul care s-a făcut trup, ai știut că într-o zi Domnul Iisus Hristos a spus mâncați de la mine pentru că eu sunt aceasta pâinea vieții. A spus mâncați carnea mea pentru că este carnea adevărat. Adică este mâncarea adevărat. Oamenii au spus, dar cum pot să... Oare noi suntem canibali? Cum putem să mâncăm pe El? Dar El a spus așa. Haideți în cartea lui Ioan. Ioan capitolul 6. Citim împreună versetul 47. Cum este scris? Aham. Ioan 6 cu 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Cine crede în mine are viața veșnică. Cum este scris în 51 până la 53? În Ioan capitolul 6, 51 până la 53. Urmăriți-mă acum la atenție. Aha. Eu sunt pâinea vie care s-a... care s-a pogorât din cer. Da? Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. El a spus, uitați, mâncați, mâncați de la mine. Oamenii a fost supărat, oamenii când au văzut lucrul acesta, pentru că nu au înțeles ce era aceasta. Haideți mai departe. Versetul 57 până 59. Care a fost explicația de lucrul acesta? Da? După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine, da? Și eu trăiesc prin Tatăl tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și El prin mine. Adică ce înseamnă aceasta? Versetul 63. Adică ucenici nici nu au înțeles lucrul acesta. Dar există răspuns. Care a fost răspuns? Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Dar cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Mulțumesc! Adică cuvintele pe care eu am vorbit sunt Duh și viață. Adică cuvântul... Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Adică cuvântul acesta este Duhul și este viața. Vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, când noi vorbim despre masa cu pâine, vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Unde era pus cuvântul lui Dumnezeu? Unde era pus masa aceasta cu pâine? Înapoi, încă o dată, în cartea lui Levitic. Vreau ca noi să înțelegem ceva, dragii mei, pentru că noi trebuie să știm că masa cu pâine a fost pus exact acolo pe partea de nord, pe partea de nord ai sanctuarului. Și întrebarea este, unde sta Dumnezeu? Haideți în cartea lui Psalm. Psalm capitolul 48 versetul 2. Psalm 48 versetul 2. Să nu uitați, dacă nu ați înțeles ceva, să știți că masa cu pâine, pâine nedospită, unde Biblia spune în 1 Corinteni 5 cu 8, seamnă ca viața care se plin de adevărul, fără nicio șmecherie. Aceasta seamnă ca
pâinea aceasta, adică unde este, unde este aluatul, care este, sau drojdie, aceasta reprezenta păcatul. Dar unde nu exista drojdie, acolo exista pâine nedospită. Și pâine nedospită arăta viața lui Hristos, care a fost plin de sinceritate și adevărul. Hristos, în Hristos nu exista nicio păcat. Dragii mei, vreau ca noi să înțelegem lucrul acesta. Să nu uitați, a fost pus pe partea de nord. Citim împreună Psalm 48, versetul 2. Cum este scris? Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului, în partea de miază noapte, este cetatea Marelui Împărat. Mulțumesc! Unde este aceasta? Pe partea de miază noapte, noapte sau pe partea de nord, unde este aceasta? Cetatea Împăratului. Adică, aici este locul unde era Dumnezeu. Vreau să pun întrebare. Care este locul pe care Satana a vrut să ocupă? Haideți împreună în cartea lui Isaia. Isaia, capitolul 14, versetul 13 cu 14. Care este partea pe care Satana a vrut să ocupă? Pentru că Dumnezeu stătea aici pe partea de miază noaptea sau partea de nord. Aici este locul unde era șederea lui împăratul nostru, adică a lui Dumnezeu, era aici, în această loc. Am citit în timpul trecut, în săptămâna trecută, despre faptul că scaunul lui Dumnezeu, împărăția lui, el a fost șezat acolo, în locul sfânt, când Hristos a urcat în cer. Am văzut lucrul acesta în cartea lui Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6, și capitolul 4, versetul 5, și capitolul 8, versetul 3, și versetul 4. Să nu uitați lucrul acesta. Haideți mai departe. Cum este scris? Ce a vrut să face Satana? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnia mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Da? Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei. Da? Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Mulțumesc! Unde a vrut să merge? Acolo la capătul miază noapte. Adică el a vrut să merge exact acolo pe partea de nord. Și Biblia spune că el a spus că eu o să fii ca cel prea înalt. Satana nu-i place cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este aceasta care arată calea, adevărul și viața. Vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, prin aceasta să nu uitați. Este important pentru noi în fiecare dimineață să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu. Ce a spus Domnul Iisus Hristos în cartea lui Ioan? Ioan capitolul 5 cu 39. Ce a spus Domnul Iisus Hristos despre a cerceta cuvântul lui Dumnezeu? Hai să citim. Aha. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și? Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Mulțumesc! Adică Biblia mărturisește despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Adică acum ce să facem? Trebuie să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când trebuie să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu? Haideți în cartea lui Fapte Apostol, capitol 17, versetul 11. Fapte Apostol, capitol 17, cu 11. Aha. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi. De ce? Ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulțumesc! Adică când trebuie să cercetăm scripturile? În fiecare zi. Și când în fiecare zi? În fiecare dimineață. Dacă avem nevoie de mana, trebuie să citim din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Pentru că a crește în Hristos este nevoie de mereu să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să pun întrebare, dragii mei. Vreau să pun această întrebare. Cine dintre noi care poate să spune nu vreau să mănâncă astăzi pentru că am mâncat ieri? Cine poate să spune săptămâna viitoare nu vreau să mănâncă pentru că am mâncat deja două săptămâni? Bine, bine. Atunci nimeni. Fiecare are nevoie de mâncare în fiecare zi. De ce avem nevoie de mâncare în fiecare zi? Ca să putem să creștem. Dumnezeu a trimis mana în fiecare dimineață, în fiecare zi, pentru că oamenii se pot să mănâncă. Și noi trebuie să verificăm din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Apocalipsa capitolul 1. Ce spune Biblia? Apocalipsa capitolul 1, versetul 3. Să nu uitați lucrul acesta, dragii mei. Avem nevoie de mâncare spirituală în fiecare zi.
Apocalipsa 1 cu 3. Da? Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestea, acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Mulțumesc! Avem nevoie de aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, este important pentru noi să știm. Este nevoie să știm din cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia. Ce spune Biblia? Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Ce spune Biblia în cartea lui Ieremia, 15 cu 16. Da? Ieremia 15, versetul 16. Ce spune Biblia? Da? Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. A fost bucuria și veselia inimii mele. Aha, haideți. Căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Mulțumesc! El, bucuria lui a fost moment când a intrat în Scriptura. Wow! A avut cea mai mare bucurie. Știi de ce? Pentru că a avut un timp pe care el putea să petrece cu Dumnezeu. Ascultați cu mare atenție, dragii mei, să nu uitați. Când noi citim Biblia, Biblia ne descoperă ce a fost în inima lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune în cartea lui Matei, capitolul 12, 34, din prisosul inima vorbește gura. Atunci, din prisosul inima lui Dumnezeu, a vorbit gura lui Dumnezeu prin proroci, prin profeți, prin preoți și aceasta Biblia a fost scris. De aia, dragii mei, fiecare dintre noi, ori să fii pentecostal, ori să fii ortodox, ori să fii adventist, ori să fii baptist, ori să fii orice alta culte, fiecare persoană trebuie să fie hrănit prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ce tu faci nu este scris, dragii mei, mi-e frică că nu o să poți să ajungi în împărăția cerului. De ce? Pentru că tu faci ce nu este scris. Omul nu trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi nu putem să alegem ce noi vrem ca bofet suedez, unde pot să spune, a, aleg ce eu vreau, ce eu nu vreau, arunca, nu lua. Ascultați cu mare atenție, înaintea lui Dumnezeu este scris toate Scriptura, 2 Timotei, capitolul 3, 16, toate Scriptura este însuflat de Dumnezeu, e și este de folos ca să învețe, ca să mustre, ca să îndrepte, ca să dea înțelepciune în neprihănirea, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru o lucrare bună. Este timp pentru noi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, să fie hrănit prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este ce Dumnezeu cer la noi astăzi. Dragii mei, este foarte simplu. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați alte nume care se dat la Domnul Iisus Hristos, 1 Ioan. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Ce spune Biblia? Hai să citim împreună. Alte nume care se dat la Domnul Iisus Hristos, cum este scris? 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Da? Ce era de la început? Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Și? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre? Ce am pipăit? Da? Și cu mâinile noastre. Cu mâinile noastre, cine? Cu privire la cuvântul vieții. Cu privire la cuvântul vieții. Asta vorbește, Ioan spunea, uitați, ce noi am văzut, ce noi am auzit, ce noi am pipăit cu mâinile noastre. Adică cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Cine era aceasta? Domnul Iisus Hristos. Ceva interesant este aceasta și la a doua venire a lui. Același nume va fi dat. Haideți împreună în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 13. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Concluzia din toate lucrurile pe care vorbesc este aceasta. Masa cu pâine. Pentru noi să creștem spiritual, trebuie să citim din cuvântul lui Dumnezeu fiecare zi. Să verificăm, să vedem dacă ce noi facem este același care este scris. Dacă tu urmărești pe oameni în ziua când omul cade, o să spune, nu am de a face cu tine, pentru că cum adică tu ești omul care cade așa? Dar dacă tu continui să studiezi din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă oameni lângă tine pot să cade, da, pot să cade, dar tu o să rămâne la ce stă scris. Dragii mei, este nevoie astăzi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, să spunem, dacă Dumnezeu spune așa, tu să spune da și amin. Asta este ce Dumnezeu cere de la astăzi, de la fiecare dintre noi. Nu face de capul tău, dar merge înapoi la ce este scris. Hai să citim cum este scris. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Haină muiată în sânge. În sânge. Aha. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui este ce? Cuvântul lui
Dumnezeu. Numele Lui, adică numele Lui Domnul Iisus Hristos este numit ce? Cuvântul Lui Dumnezeu. De unde vine această cuvinte? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ioan capitolul 1, versetul 1. El la început era cu Dumnezeu. Versetul 3 este scris că toate lucrurile au fost făcute prin El. Fără El nimic care a fost făcut. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Ai știut că cuvântul Lui Dumnezeu are putere de a crea? Vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, același cuvântul. Uitați cum este scris în cartea lui 2 Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Ce spune Biblia? 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Ce încerca să face asta Satan? Uitați cum este scris. Aha. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, da? Ne-a luminat inimile pentru că să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Mulțumesc! Același Dumnezeu care a spus să fie lumină. Și a fost lumina. Asta este citat din cartea lui Geneza, Geneza capitolul 1, versetul 3, unde Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost ce? A fost lumină. Asta a fost, cuvântul are putere de a crea. Că vreau să spun ceva, dragii mei. Ai știut că același cuvântul are putere de a crea inima ta să fie inima nouă? Eu știu ce a spus aceasta. David a zis, zidește în mine, Doamne, o inimă curată, Dumnezeule. Adică el a știut că inima lui veche, care este de piatră, care nu pot să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă este creat din nou, atunci pot să fii gata să asculte, sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Asta să există anumit oameni care chiar, cum să zice, ride de cuvântul lui Dumnezeu, ride de predicator, ride de cei care propovăduiește cuvântul, fără să știi că este pentru că încă inima este încă împietrit. Dar când Dumnezeu o să scoate această inimă de piatră și se pune inima de carne, atunci o să începe să fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci roagă-te, frate, roagă-te, sora, roagă-te, tata, roagă-te, mama, ca să spune, Doamne, am nevoie ca inima mea să pot să fii sensibil la cuvântul al tău, ca tu să poți să-mi vorbești inima mea. Vreau să spune, dragii mei, este dorința lui Dumnezeu ca tu și eu să putem să fim mântuiți. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă primul loc în viețile noastre. Să nu uitați, dragii mei, am citit în cartea lui Isaia. În cartea lui Isaia 40, versetul 8, unde Biblia spune, iarba se usucă, floarea se cade, dar cuvântul Dumnezeu nostru va rămâne când? În viață. Nu se schimbă. Dumnezeu nostru nu se schimbă. Și El vrea ca tu și eu să putem să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să mâncăm din pâinea vieții în fiecare zi. Să mâncăm dimineața să vorbim cu Dumnezeu. Dragii mei, asta este dorința noastră. Uitați cum este scris în cartea lui Ioan. Ioan capitolul 3, versetul 3. Cum este scris? Ioan capitolul 3, versetul 3. Da? Drept răspuns, Iisus i-a zis. Ce a zis? Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar se naște prin ce? Cum poți să fii născut din nou? Întâia Petru capitolul 1. Întâia Petru capitolul 1, versetul 23. Ia. Este scris că omul, dacă nu ești născut din nou, nu poți să vede împărăția lui Dumnezeu. Dar cum trebuie să fii născut? Prin ce? Întâia Petru, capitol, este? Întâia Petru, este. Întâia Petru, capitol 1, ok. Întâia Petru, all right. Întâia Petru, capitol 1, versetul 23. Urmăriți-mă acum la atenție. Întâia Petru, capitol 1, versetul 23. Prin ce trebuie să fii născut din nou? Uitați ce este scris, pentru că este important pentru noi să știm cum putem să fim născut din nou. Prin ce putem să fim născut din nou? Aha, ai găsit? Ia Petru 1 cu 23. Fiindcă ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc! Care ai fost născut din nou prin ce? Prin cuvântul... Lui Dumnezeu, mulțumesc! Care este viu și care rămâne în viac. Mulțumesc! Cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în viac. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Este important pentru noi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați, dragii mei, dacă așa este, ce pot să face cuvântul lui Dumnezeu? Haideți în cartea lui Ioan. Ioan, capitolul 15, versetul 3. Vorbim despre pâinea vieții. Pâine la miaza noaptea. Pâine pe partea de nord.
pâinea, masa cu pâine. Adică vorbim despre ce înseamnă aceasta. Trebuie să știm că înseamnă ca să aibă încredere total în Dumnezeu. Cum este scris? Ioan capitol 15, versetul 3. Aha. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Mulțumesc! Voi sunteți curați cu privire la ce? Cuvântul pe care eu am spus. Adică cine curăță pe voi? Cuvântul! Voi, dragii mei, să nu uitați cum este scris în Psalmul 119, versetul 11, unde David spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dragii mei, motiv pe care noi mereu cadem în același păcatele este pentru că nu avem cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu ați cuvântul lui Dumnezeu încă o dată. Să rămâne în inimile noastre. O să descoperă că păcatul o să deveni ceva care este odios, adică ceva care este urât, pe care tu nu îi place. Hai să citim în Maturii, volum 6. 6 Maturii, pagina 393. Cum este scris? Este ceva pe care vreau ca noi să înțelegem. Vreau ca noi să știm, dragii mei, dacă cuvântul lui Dumnezeu seamnă ce a fost în inima lui Dumnezeu. Aceasta seamnă că când noi înalțăm rugăciune, noi vorbim cu Dumnezeu. Când noi citim Biblia, El ne vorbește nouă. Dacă El ne vorbește nouă, înseamnă că El vrea ca noi să avem audiență cu El. Întotdeauna când tu începe să studieze din cuvântul lui Dumnezeu, să citești ce El a spus, aceasta înseamnă că tu ai această audiență cu Tatăl Ceresc. Tu începe să discute cu cerul în această timp. Adică Dumnezeu vorbește cu tine și tu poți să asculte pe Dumnezeu vorbind prin cuvântul Lui. Adică în fiecare dimineață când tu citești din cuvântul Lui, ai lăsat pe Dumnezeu să vorbești ție. Cât de important este lucrul acesta? Hai să citim cum este scris. Cuvântul viului Dumnezeu nu este numai scris, ci și vorbit. Biblia este glasul lui Dumnezeu care ne vorbește tot atât de sigur ca și când l-am auzit cu urechile noastre. Mulțumesc! Dacă ne-am dat seama de lucrul acesta, cu ce temere am deschide cuvântul lui Dumnezeu și cu ce sârguință am cercetat preceptele lui, citirea și contemplarea scripturile ar fi considerată ca o audiență la cel veșnic. Mulțumesc! Adică dacă noi putem să știm că întotdeauna când noi citim din cuvântul lui Dumnezeu, noi căutăm audiența cu Dumnezeu, cu mare bucurie ar fi pentru fiecare persoană să trezește dimineața, să mergi să caute pe Dumnezeu prin cuvântul lui, să citește și după aceea să merge. Ascultați cu mare atenție, dragii mei, când a fost dat mana dimineața de vreme, înainte să răsare soarelui. Și întrebarea este cum trebuie să fie astăzi noi înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni care caută pe Dumnezeu în fiecare dimineață, ca noi să fie hrăniți cu mâncare cerească, dragii mei. Este timp pentru noi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Este dorința mea. Uitați, dragi mei, cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, că când noi studiam din aceasta, hai să citim din Tragedia Viacurilor, pagina 593, 595. Hai să citim 595. Ce este scris acolo? Ascultați cu mare atenție. Aha. Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susțină Biblia și numai Biblia, ca măsură a tuturor învățăturilor și ca temelie a tuturor reformelor. Acum? Părerile oamenilor învățate. Acum mai rar, Rufaro. Aha. Părerile oamenilor învățați de deducție științei, crezurile sau hotărârile consiliilor or ecleziastice, atât de numeroase și contradictori, cum sunt și bisericile pe care ele le reprezintă. Da. Glasul majorității. Glasul majoritatea. Nici una și nici toate acestea la oaltă nu trebuie privite ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinței religioase. Atunci? Înainte de a primi orice învățătură sau precept, trebuie să creiem un clar... Încă o dată, trebuie? Trebuie să cerem. Trebuie să cerem, aha. Un clar, așa zice Domnul în sprijinul ei. Mulțumesc! Adică înainte să primim orice învățătură,
a venit de la popa, a venit de la preot, a venit de la pastor, a venit de diacon, a venit de la presbiter, a venit de la cântăreț. Nu contează de unde a venit. A venit de la un om mare care este cunoscut. Există un om mic, există un om învățat sau omul care nu este învățat. Nu contează de unde vine această învățătură. Dar dacă îți spune ceva, înainte să accepte orice cuvânt, pune întrebare. Unde este scris? Dacă nu este scris, lasă la o parte. Dar dacă este scris, cuvintele tale trebuie să fie da și amen. Dragii mei, astăzi mi-ar plăcea ca astăzi în fiecare dintre noi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune, oricine care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și se pune în practică, zice Hristos, este ca un om care este înțelept, care a zidit casa pe stinca. Găsiți aceasta în cartea lui Matei, capitolul 7, versetul 24 până la 26. Este scris că cine ascultă cuvântul și se nu pune în practică, este ca un om nechip care a zidit casa pe nisip. A venit plouă, a venit șovuiare și vânt a batut și a prăbușit și prăbușirea aceasta a fost foarte mare. Dar aia casa care a fost zidit pe stinca, seamnă un om care ascultă cuvântul și se pune în practică. Când Biblia spune, ascultă de legile și poruncile mele și tu ascultă. Când Biblia spune, ascultă ce eu am vorbit despre când trebuie să închină înaintea lui, tu ascultă. Când Biblia spune, trebuie să citești Biblia în fiecare zi, tu ascultă. Când Biblia spune, tu trebuie să ascultă ce a spus Dumnezeu și tu ascultă. Este scris că tu ești ca un om care a zidit casa direct pe stinca. Dragii mei, Hristos este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit în fiecare zi. Este dorința mea astăzi și rugăciunea mea ca tu și eu să putem să stăm în fiecare zi să vedem pe Hristos. Ultima verset pe care vreau să lasă înaintea voastră este 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Să nu uitați, dragii mei, astăzi mesajul a fost despre cuvântul lui Dumnezeu. Cum este scris? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, da? Slava Domnului și suntem schimbați în aceeași chip al Lui, prin slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Adică, dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt. O să discutăm mai mult despre lucrul acesta săptămâna viitoare. Dar noi trebuie, fiecare dintre noi, să putem să uităm înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Privim pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Suntem schimbați din slava în slava prin Duhul Domnului. Ascultați cum arată, dragii mei. Dumnezeu abia așteaptă să vede pe noi cu viețile noastre schimbat. Ai fost hoț, acum tu ești predicator. Ai fost curvar, acum tu ești copil de împărat. Ai fost un om care a fost șmecher, acum tu ești un om curat. Ai fost un om care mergea cu două limbi. Astăzi tu vorbești cuvintele curate. De ce? Pentru că tu ai fost schimbat privind pe Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui. Tu ești schimbat din slava în slava prin Duhul Domnului. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi ca să putem să stăm lângă Dumnezeu. Dragii mei, este dorința mea și rugăciunea mea ca tu și eu să putem să rămânem lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să luăm timpul acesta să putem să înalțăm rugăciune ca Dumnezeu să fie împreună cu noi. Vreau să pun întrebare, dragii mei, cine a înțeles ceva astăzi în subiect de astăzi? Amin. A doua întrebare, cine crede că ce noi am învățat este adevărul? Amin. A treia întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, ajută-mă. Vreau și eu să fiu un om care o să citesc din Biblia și să face ce este scris. Cum este scris în Iacov, capitolul 1, cu 22. Fiți împlinitor ai cuvântul și nu numai ascultător, șelindu-vă singur. Cine vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Hai să înălțăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care este în ceruri, îți mulțumim pentru că timp pe care Tu ne-ai dat. Vrem să cerem, Doamne, ca Tu astăzi, Tu să fii împreună cu noi și să fii cu fiecare persoană care a ascultat această cuvântul. Te rog, Doamne, scrie numele noastre în cartea vieții. Este dorința noastră ca numele al Tău să fie cunoscut pe buzele noastre și noi să putem să citim cuvântul Tău fiecare dimineață, să căutăm pe Tine înainte să răsare soarelui, să avem această audiență cu cerul. Aceasta este dorința noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, iartă-ne greșelile noastre și păcatele noastre și adu-ți aminte de noi în împărăția Ta. Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Dragii mei, mulțumim pentru timp pe care noi am petrecut cu Dumnezeu și împreună cu voi rămâneți lângă Dumnezeu și Domnul să fie împreună cu noi. Maranata, să nu uitați să puneți acolo subscribe acolo pe canalul acesta de Christ Our Hope
1844, Lenuța Godfrey Grișe. Și să puneți acord, să nu uitați ce mai important este să puteți să trimiteți mesaj la mai mulți oameni, ca mai mulți oameni să poți să înțelege adevărul acesta și să fii mântuit. Haideți în cerul împreună, dragii mei. Maranata!